Poliția a dat publicității imagini cu femeia care și-a abandonat copilul duminică în scara unui bloc de pe bulevardul Ștefan cel Mare. Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede că femeia are în brațe un copil și o pungă. Pledul în care e învelit bebelușul seamănă cu cel în care a fost găsit ulterior. Când a fost descoperită fetița, lângă ea era o sacoșă identică plină cu haine. Imaginile nu sunt foarte clare, iar oamenii legii cer ajutor pentru a o identifica pe femeie. Aceasta poartă o haină de iarnă de culoare roșie și pantaloni de culoare închisă. Cei care au recunoscut-o sunt rugați să sune la numerele de telefon afișate pe ecran. Duminică, în scara unui bloc din centrul orașului, a fost găsită o fetiță de câteva săptămâni. Copilul e acum la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, iar medicii spun că se simte bine. Mama care a abandonat-o va fi cercetată penal pentru lăsarea în primejdie a unui copil și riscă amendă de până la 27.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar până la 2 ani de pușcărie.